Primarul orașului Scornicești, Daniel Tudor, s-a întâlnit în această dimineață cu proiectantul și constructorii care vor executa lucrarea de introducere a gazelor. Au fost stabiliți termenii finale, astfel că în această dimineață s-au demarat lucrările în localitatea Chițeasca. Din punctul de cuplare mergem 500 de metri, realizăm și branșamentele respective și facem probe, o predăm distribuitorului ca să... O recepție parțială. Da, recepție parțială la 500 de metri. O predăm distribuitorului, dă drumul la gaz pe ea și continuăm. Nici nu eram de acord să mergem cu toată treaba și să nu avem oamenii gaz. Nu facem nimic decât să băgăm tarabă. O să anunțăm, o să discutăm cu oamenii, cei care vor să le dăm drumul la gaz și în interior, să meargă cu utilizare. Să ne anunțe. Ca să facă proiectul, să facă proiectul pentru interior. Exact. Da, pentru interior să ne contacteze. Noi le punem și noi vom putea merge cu contoarele da. Se vor pune în momentul în care este gata și proiectul de utilizare și instalația de utilizare. Este vorba despre un proiect care se întinde pe 52 de kilometri. În prima fază se va lucra pe o porțiune de 26 de kilometri. Este un proiect pe care mi l-am dorit foarte mult, atât eu cât și locuitorul orașului Scornicești, un proiect promis în campanie electorală de mine și iată, mă bucur că astăzi să pot vorbi despre acest proiect ca unul dintre proiectele implementate și proiectele care astăzi au început execuția lor. Este un proiect care se întinde pe o suprafață de 52 de kilometri. În primă fază am licitat 26 de kilometri din proiectul general, total, adică jumătate din acest proiect, în localitățile Chițeasca, unde ne aflăm acum, Negreni, Mărgineni, Bălțați, Jitaru, Strada Giurgiului și Popești Mihăilești. Urmând, după ce finalizăm aceste lucrări, să dăm drumul la lucrările de execuție și pentru jumătatea cealaltă de proiect, care este licitată și aprobată în acest moment și aceasta. Banii aprobați și din bugetul local și avem depus pe programul național Angel Salini, unde avem așteptări că în curând se vor finaliza evaluarea proiectelor și vom primi și de acolo un sprijin, ca și până acum la celelalte proiecte, ocazie cu care vreau să mulțumesc Ministerul Dezvoltării pentru sprijinul acordat, în general primăriilor și, bineînțeles, și primăria Scornicești a beneficiat de fonduri externe, fără de care nu putem vorbi de aceste lucrări importante pentru oamenii din localitate. Locuitorii din zonă sunt mai mult decât mulțumiți de implicarea primarului, dar mai ales de faptul că introducerea rețelei de gaz era o promisiune veche care, în sfârșit, s-a concretizat. Așteptăm acest proiect de foarte mult timp. Deci e cea mai mare realizare cu conducta asta de gaze pe care domn primar poate să ne ofere și ne ajută și îi mulțumim că ne-a acordat tot sprijinul. După cum știți, lemnele sunt foarte scumpe, bine că și gazele, dar an de zile s-au perindat tot felul de primari. Ne-au promis că bagă gaze, că bagă, că ne ajută să facem și în sfârșit avem și noi un vis împlinit. Și mulțumim frumos lui domnului primar și domnului constructor să ne facă treabă cât mai repede. Este un proiect foarte bun, chiar era necesar, ne chinuim de atâția ani cu lemne, cu o grămadă de surse pentru a ne încălzi și e foarte greu. Peleți, unii și-au băgat peleți, centrale pe peleți, însă nu mai rentează pentru că s-au scumpit foarte mult. De aceea avem nevoie de gaze pentru că e singura sursă de care ne poate ajuta ca să plătim facturile mai puțin. Și cam asta. Așteptați de mult timp aceste investiții? Așteptăm de mult timp. Noroc cu domnul primar că este un primar care ne vrea binele localității și e un lucru foarte bun. Dumnealui a făcut multe pentru localitatea noastră, și asfalt, și acum și gaze, și școli, și blocuri în Scornicești, în derulare, proiecte mărețe pentru dumnealui. Apreciem acest lucru care se face și tot ce se face bun pentru comunitatea noastră. Ajută toată comunitatea prin ceea ce face. Mi se pare că totul s-a făcut bine și punctual, să spun așa. Foarte mulțumit de domn primar, să dea Dumnezeu să trăiască, să fie sănătos, să facă multe de astea. Și să mai ajute și nevoia și că asta e necesarul. Potrivit primarului, cel târziu până la finalul anului 2024, execuția acestei prime părți va fi finalizată. Valoarea totală a proiectului este de 300 de miliarde de lei vechi.